În privința problemei pe care o are colega noastră, colega mea, doamna senator, mie îmi pare foarte rău, sincer vă spun. Ea era o colegă bună, n-am avut niciodată altfel de discuții decât aplicate pe probleme de legislație parlamentară și de activitate politică la nivelul partidului, dar Partidul Național Liberal, așa cum ați observat și prin declarațiile copreședinților, va vota pentru încuvințarea reținerii și arestării. Dar nu mă bucură cum nu m-a bucurat la nimeni. Pe mine, spre deosebire de alții oameni pe care îi văd în jurul meu, pe mine nu mă bucură când un om are necazuri. Și chiar îi doresc să demonstreze că este nevinovat. Și Mocanu, dezidenții ce fac? Dezidenții. Cred că sunt în căutări. Cred că săptămâna viitoare și mai departe. Se vor așeza apele aici, se vor regrupa, se vor taberele, se vor așeza. Nu știu, eu am văzut, v-am zis, m-am deplasat foarte mult, m-am deplasat cu secretarul general, cu Bolojan, cu Ilie Bolojan. Se mișcă județele, se mișcă. La Buzău? La Buzău. E mai... Dar ce au pății buzănești? Ce greșeală au făcut ei? Dezblestemat. Au votat. Cum au votat? Cred.